Ok? Da. Cât a trecut, oameni buni? De cât? 2 ani și o lună. Hai să luăm și bine m-am găsit la o poveste cu Bogdan. Da, ați auzit bine, oameni buni. S-a întors la o poveste. Gândiți-vă că eu sunt la o poveste, uitați. Ce fraier sunteți, m-am învârtit, m-am întors acum. S-a plăcut? Ai dormit, bă? Ce? Bă, am zis o glumă bună și n-ai fost atent. Și astăzi, oameni buni, am să vă povestesc și am să vă arăt în prealabil. V-ați auzit-o? Da, prealabil. Cuvânt inteligent. În prealabil o să vă și arăt și o să vă și povestesc 3 mari evenimente din viața mea care s-au întâmplat în viața mea. Ok. O să începem cu primul mare eveniment care s-a întâmplat. Acum 5 luni ne-am mutat și am și filmat. Haideți să vedem împreună montajul. Bună dimineața, astăzi ne mutăm. A, ziceam că și povestesc. Prima oară ne-am apucat să facem bagaje. Dar înainte să ne mutăm, trebuie să facem bagaje. Adiță. Bagaje. Nu, tu, du-te acolo. Da. Ha ha ha. Ce am pus acolo? S-a rupt mouse-ul. Ia. Bă, nu e rău. El merge, doar că are ăsta ieșit. No, bine, bagă-te acolo ca lumea și nu mai spage nimic. Gata, om. Revenim după ce l-am băgat înăuntru, bine? Adiță, ești bine? Da, da. Ah, stai. Ești bine, Adiță? Da, da. Da? După care am mers spre noua casă. Eu greșesc replica și mi se pare amuzant și o dau a doua oară râzând. Ceea ce e bine, că lumea îi place să vadă că râd. Sunt aici cu prietenul meu, Pernuța și cu Adrian. După câteva... Nu-mi place, nu-mi place. Îți place, mă? Bine, bine. Așa mă gândeam și eu. După câteva ore bune de făcut bagaje, avem acest bagaj. A venit trenul. Bă, pierde, mă. După care aproape am ajuns. După care aproape am ajuns. Aproape am ajuns. Dacă ne prinde ploaie, vin al lui Techeș. După care ne-am pierdut. Noi am cam uitat pe unde stăm. Și acum încercăm să ne dăm seama și o să pornim ploaia. În gol înapoi? Da, bă, dar plouă rău de tot în curând. Hai să mergem, că în curând plouă rău de tot. După care am ajuns la noua casă. Am ajuns. După care am lăsat bagajele și am mers la cumpărături. Bă, cât ai, chiar și-au făcut ăștia aici, bă, că nu mai pot. Uite cât de mare. Noi unde merem? Bă, bă, suntem pe circuit. Nu-i bine. După care am picat în gură în mijlocul șoselei. Da, să vă explic, Adiță, ce am pățit acum 10 minute. Bă, mergeam și noi spre metro frumos ca băieții. Așa. Și am vrut să trecem stratul, să zic, ilegal, că, da. În fine, n-am trecut pe trecere, că na, suntem rebeli. Și ăsta când să sară gardul. Când să sară gardul. Pune un picior, era ud, adică se vedea clar, oricum a plouat ca idee, ca să înțelegi. Când se pune piciorul pe gard, îi derapează piciorul și avea telefonul în mâna asta, pune piciorul pe gard și rămâne, bă, telefonul intact. Dar eu... Și a picat un pic așa, ca... A picat ca lemnul. Ca lemnul, da. Și m-am lovit un pic. Bine, eu după ce am căzut am râs vreo 10 minute până să-mi dau seama că mă doare. Și acum mi-am dat seama că mă cam doare. După care am mers să facem cumpărături în Ikea. Hai că vă ducem printre magazinele oricum. Până ne iau ea camera. Nu ne ia nimeni camera. Îi batem, boss. Bă, știi cum îi bat? Ia, cum îi bați? Uite așa. După care am făcut o glumă foarte bună. Adrian, în sfârșit ne-am găsit locul. Din păcate, ce oare nu s-a prins? Te-ai prins? Pe jos, mă. Nu, nu, adică, boss, nu facem chestii fake. După care am terminat cumpărăturile din Ikea. După 2 ore intense de căutări. Am luat asta. Am luat un încălțător de încălțăminte. Nu prea ne pricepem să fim oameni maturi. Și mergem la Jumbo să ne jucăm cu mașinițele. Mie nu-mi place la mașină. Haide. După care am mers în Jumbo. Repede că nu se uită. După care mi-a luat un mare leu de plastic în cap. Bine, pe filmare se vede că îl prind în mână, dar după ce l-am prins în mână mi-a luat în cap. Ok. Stop. După care am cântat prin Jumbo. Vreți să vă cânt ceva? Stați că vă mai cânt ceva. Pi, pi,
ok. Și acum fete, dă-ți-mi repede pe asta și pui un rog de la Impact. După care... Doare, mă! Dar ce, nu e plastic? Bă, dă să văd. Bă, nu e. Stai, mă, Adrian! Bă, Adrian! Gata, mă, hai să ne concentrăm că am venit să ne cumpărăm casă. Mamă, ce-mi doare toată. Te doare? Adrian, hai un pic. Nu mai dau cu nimic în tine. Uite, premiul pentru cel mai prost prieten. Uite-mă că ai zis după care de 22 ori cel puțin. Da, știu. După care am terminat cumpărăturile. Ce luăm aici? Dacă aș sta să fac un rezumat la tot ce am cumpărat astăzi. Da. Practic, aproape nimic. Continuând cu al doilea eveniment foarte important din viața mea, oameni buni, mi-am cumpărat calculator. După foarte mulți ani în care mi-am dorit să-mi cumpăr eu calculatorul meu și să fie un calculator bun, am reușit, oameni buni. Nici măcar nu-i puteți spune calculatorul, este un avion în adevăratul sens al cuvântului. Uitați un montaj cu dânsul. În acest calculator putem spune că vedem roadele muncii mele, pentru că am muncit pentru el și mi l-am achiziționat. Eu, singur. Bine, mă aștept așa mai un pic. Mai din preț. Am iarăși în plan că facem și live-uri săptămânale sau zilnice, habar nu am. Fiți pe fază, dați-mi subscribe, dați pe clopoțel și abonați-vă și la canalul de gaming care se numește Explozie, l-aveți în descriere. Bine, continuând a treia veste, continuând cu al treilea eveniment important din viața mea, ceva ce am vrut să fac de foarte mult timp și am reușit doar acum, mi-am făcut ochelarii, pentru că de mult am simțit că nu mai văd și voiam neapărat să-mi fac ochelari. A, prima oară când am început să-mi dau seama că îmi pierd vederea a fost la liceu, când ne-au dus pe toți să ne verifice înălțimea, să ne cântărească și să vadă dacă mai vedem. Și știu că am intrat eu, face doctorița către mine, pune-te în fața liniei aia de pe jos. Și mă uit pe jos și nu vedeam linia. După care mi-au zis, citește rândul la care începe cu 3XZ și am început. G4M, adică total pe lângă. Mergem să ne facem ochelari. Am ajuns acum și la lensa și o să mergem pentru că eu nu mai văd. Efectiv, acum mă ține Emi de mână. Mă ține de mână că eu nu văd. Poftim, Emițiu. Vrei să vezi la LOL mai bine Bogdan? Dacă nu mai văd, nu mai văd. Vrei să vezi femeile mai bine Bogdan? Unde-i ușa? Unde-i ușa? Că nu văd ușa. Uite, acolo e cucu. Acolo e cucu. Eu nu văd că e cucu aici, dar e aici. Că mi-au zis Emi. Ok. Mamă, Bogdan, vezi că asta doare. Am ochelari? Nu. N-am purtat niciodată? Niciodată. Doar de soare. Damn, it feels good to be a gangster. Începem să citim. Dacă vedem clar ultimul rând, putem începe direct cu ultimul. G-A-O-F-R. Ok. Ce aici? Primul, al doilea, al treilea. Care este clar? Stai, că nu văd niciunul. Acum. Acum un montaj cinematic by Emitiu. După care am continuat cu controlul. Așa cum este. Emitiu, nu mai văd de tine. A, da? Și acum? Acum văd. După care am primit instant și rezultatul și am aflat că sunt... Ca și diagnostic, sunt un miop. Aveți un 0.5 pe fiecare ochi în parte. Asta e Bogdan. Știam eu. După care ne-am apucat să ne uităm de ochelari. Bună! Bună! El e Bogdanica. Bine, Bogdan, dar bine. Ne uităm întâi dacă se face cu ochioramă. Dacă face cu ochioramă? Dacă se face cu ochioramă, da. Și începem cu brandul nostru personal, care este Polarizen. Ai o formă preferată? După care am zis iarăși o glumă foarte bună. Forme preferate? Da. 60-90-60. Așa era. E cam invers, să știi. Ai cam gafat-o. Dacă e 90 în tale, e cam rău. După care m-am apucat să probez ochelari. Încercăm să vedem ce găsim. Începem cu ceva rău. Încep eu. Hai, Bogdan. Mă scuzați? Ia. Aștia îi pune la favorit. Mai încercăm ceva de la Polarizen. Uite. Ok. Ne uităm la formă pătrată. Eu, Bogdan. A, nu. Sunt prea inteligent cu ăștia. Ce ești? Sunt prea inteligent. Și eu nu sunt inteligent. Da, așa e. Bogdan? Nu cred că mă satisface culoarea, sincer. Model Havana. Modelul ăsta e Havana. Dacă nu e un costum pe tine, dă foarte bine. Da? Costum? Da, nu prea. Uite-te puțin la el din cap până în picioare. Adică îl vezi în costum? Îl vezi în costum, frate? La premieră, în clasa 12. Băi, da, la, pe a 12-a când am terminat aveam Adidas la costum. Să nu ziceți că am mințit, uitați dovadă cu mine pe clasa 12-a când am terminat în costum și Adidas. Ok! Încercăm modelul ăsta. Ce-ai zice, Emilian? Dar-mi plac ăștia. Tu mai comas pe locul întâi? Locul 2, după aia Cat Eyes. Ok! Aviator rotund. Îmi face sprâncenele să fie doar una, vezi? Asta-i bun că nu te ești pensezi, că acum ați pensat și de-aia. Este destul de frumos, da. Este chiar foarte frumos și... E cam tare, da. Da. Cine e Emilian? Deci aveam niște favoriți. Hey, boy.
Este un argintiu cu negru. Parcă e mai bine așa. Ia. E cam tare, a? Adică rămân ăștia. Ok. Bravo. Asta mă bucur că n-am pierdut timpul degeaba. Tu ce? Și de când cu acești ochelari de la Lensa, acum văd. Mulțumesc Lensa pentru că mi-ați oferit acești ochelari. Sper că v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați pe clopoțel. A, da, urmează de asemenea și să fac duș timp de 30 de zile în fiecare zi. A, bine, nu promit că în fiecare zi, dar o să fac doar duș cu apă rece, să vedem ce o să se întâmple. Dacă vreți să urmăriți procesul, Instagram bogdan.techeș. Și o să pun după aia și click pe YouTube după 30 de zile. Vă las cu sârba, pam! Hai cu sârba, hai, hai toată lumea, joc!